cântăm. Spre școală ne îndreptăm, pentru că în fiecare zi pe ea o vom întâlni. Fiecare are o învățătoare, așa iubitoare cum am eu. Îmi spune într-una când să ridic mâna și să fiu ascultător mereu. Bună seara! Bună seara! Se poate? Da, poftiți! Bună seara! Un trandafir s-a atașat la buchetul vieții dumneavoastră. Fie ca el să înflorească mai frumos și plin de sănătate decât cei care sunt deja în buchet. Această zi este o ocazie deosebită să vă aducem cele mai sincere și frumoase urări de bine, sănătate, prosperitate dumneavoastră, care sunteți atât de dragă pentru fiecare din noi. Vă aducem în dar cele mai sincere felicitări și urări de bine. Vă dorim să purtați și în continuare cu cinste și demnitate onorificul titlu de semănător al cunoștințelor frumosului și binelui. Mulțumesc mult! Cine sunt? Cred că mi-am dat seama, de la elevii clasei 1. La mulți ani din partea colectivului de elevi și părinți ai clasei 1. Da, clasei 1 cu părinții. Mulțumesc mult! Bravo. Aceasta este felicitarea și inimioara are pregătită pentru dumneavoastră o surpriză. Iată așa o diplomă. Excelență. Da? Este o diplomă de excelență. Se acordă doamnei Durnea Andreiana în semn de sinceră recunoștință și aleasă prețuire pentru dragostea, răbdarea și înțelegerea de care dați dovadă pentru tot ce ne învățați, pentru că ne ajutați să avem încredere în noi și sunteți călăuza și îngerul nostru păzitor. Vă dorim ani buni, frumoși cu succese de pline, amintiri prețioase și multă sănătate. Cu drag și respect, colectivul de elevi al clasei 1A. Mulțumesc mult! Bravo! Multă sănătate! Țin să mulțumesc părinților pentru apreciere, pentru stimă, pentru așa o surpriză plăcută. Nu m-am așteptat. Foarte plăcut. Mulțumesc mult! Le mulțumesc! Și emoționant! Când sunt alături, da! Nu, eu aici stau! Mulțumesc mult! Ei țin foarte mult la dumneavoastră și au vrut să facă această zi surprindă, mai deosebită. Da, le-a reușit, cu siguranță. Vă lăsăm un pic cu emoții și fără cuvinte, da? Și îți cer iertare. Chiar de uneori mai greșesc picii. Sunt la început de drum. Și cred că este cu iertare, chiar dacă nu le reușește totul, chiar dacă sunt un pic distrați. Am înțeles că o învățătoare foarte bună, care o să le dea aripi să zboare lumea cunoștințelor, puteri frumoase, înțelegere și bună împăcare între voi și între părinți. Gestul spune tot. Da, da, da.
și cântăm, când spre școală ne îndreptăm.